Lăudați să fie Domnul! Iubiții Domnului, vă invit să vă ridicați. Doresc să dau citire la Cuvântul lui Dumnezeu, care se găsește scris în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Voi da citire de la versetul 22 în jos. Pagina în Biblie, 1078. Cuvântul Domnului spune asta. Pavel a stat în picioare în mijlocul aeropagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite votare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum meșteșugirea și scuțința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie, aeropagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reașezați. Înainte de toate, se cade să spunem din toată inima: lăudat să fie Domnul! Amin. Lăudat să fie Domnul! Amin. Și a renuit bunătatea față de noi, a rânduit harul acesta să fim în locașul de închinare și să ne bucurăm aici în rugăciune, în cântare, auzind cuvântul lui Dumnezeu: lăudat să fie Domnul! Amin. Aș vrea să mulțumesc, înainte de a intra în textul din această zi pe care l-am citit în auzul dumneavoastră, pentru că majoritatea din dumneavoastră știți încercarea și problemele prin care am trecut, eu aș vrea doar să vă mulțumesc pentru rugăciunile și dragostea care am simțit-o în dreptul familiei noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Cuvântul acesta care l-am citit în această dimineață este un cuvânt cunoscut. De când eram copil și îl citeam
în Biblia aceea cu explicații, cu imagini, cu ilustrații. Mi-aduc aminte de Pavel. Mi-aduc aminte cum stătea și era înconjurat de filozofii vremii în care el a trăit și de modul în care el a vestit Evanghelia. Este un text cunoscut de dumneavoastră. Da. Eu cred că în această dimineață Dumnezeu dorește ca noi să ne cercetăm pe noi înșine în urma acestui cuvânt pe care l-am auzit și în urma la ceea ce voi spune, să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem. Ne asemănăm noi cu Pavel? Căutăm să punem în viața noastră și să avem obiceiurile care le avea Pavel? Apostolul Pavel spune în Scriptură, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe-a lui Hristos. Călcăm noi pe urmele Lui, Doamne ajută-ne! Înțelegându-ne menirea, ne înțelegem noi chemarea, ne înțelegem noi care este slujba noastră, care este darul nostru, talentul nostru. Mă uit la Apostolul Pavel și el este omul care își înțelege menirea lui. Își înțelege chemarea și înțelege că lui s-a încredințat ceva și el trebuie să facă ceva. Își înțelege slujba lui. Și el nu se uită la ceea ce este în jur, ci el se uită doar la țintă. Și dacă vă aduceți aminte cuvântul din care ne-a vorbit Domnul, așa de frumos în duminica care a trecut, să ne uităm țintă la cine? Evrei, capitolul 12. Haideți să recitim. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus. Doamne ajută-ne în privința aceasta. Mă uit la Apostolul Pavel și în ceea ce privește el ca și lider, a lăsat în urma lui ucenici. Și a înțeles, este lider, el trebuie să crească pe alții și să le însărcineze ceva. Și haideți să trecem fugitiv prin Scriptură. Vă aduceți aminte de Timotei? Știți cine este Timotei? Știți cine este Tit? Copiii de suflet al lui. Haideți să vedem ce mai spune Scriptura în capitolul 14, versetul 21. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Lista, în Iconia și la Antiohia. Pavel, în Derbe. Nu numai că și-a înțeles chemarea lui ca și apostol, ca și propovăduitor al Evangheliei, dar el ca și lider spune cuvântul că a făcut mulți ucenici. Și-a înțeles menirea lui. Ca și lider, ca și apostol. Ca și apostol, ne uităm și numai în capitolul 17. Îl vedem că el merge și propovăduiește Evanghelia. Și nu ține în seamă de primejile care îl pasă. Nu se uită la lipsurile care le are. Nu se uită la cei care iau piatra și aruncă în el. El nu se uită la cei care îl iau și îl aruncă în temniță. Ci el avea o țintă. Și-a înțeles menirea lui. Și-a înțeles chemarea și care este slujba lui. În primul rând, Apostolul Pavel a știut cine l-a chemat. El a știut pe cine slujește și mai mult ca atât. A avut binecuvântarea bisericii în lucrarea care el a făcut-o. Și haideți să citim. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 9, capitolul acesta este
dedicat întoarcerea lui Pavel. Și dumneavoastră îl știți, întoarcerea lui Saul. Pe drum când se apropia de Damasc, deodată a strălucit din cer o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care a zis: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Vă aduceți aminte? Aș vrea să merg mai departe. Versetul 6 spune: tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ajuns în cetate, Domnul îi vorbește lui Anania și îl trimite la Saul. Și ascultați ce spune Domnul, ce spune Domnul lui Anania. Du-te, în versetul 15, că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat. El a știut cine l-a chemat. El a știut cui slujește. Și așa cum spuneam, el a avut binecuvântarea bisericii să meargă să propovădească Evanghelia. Și dacă mai răsfoim câteva pagini, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, tot în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Nu vreau să mai citesc din el. Vă las dumneavoastră să-l citiți acasă. Vedem aici că Pavel și Barnaba ajung la Ierusalim. Ei acolo sunt trași la răspundere de ceea ce fac ei. Ei mărturisesc cum Dumnezeu lucrează și cum își ridică numele de slavă. Uitați, versetul 12 din 15. Toată adunarea a tăcut și a ascultat de Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. S-au dus și au dat socoteală înaintea mai marilor, la Ierusalim. Pleacă de acolo cu o însărcinare. Citind mai departe, ei sunt însărcinați și sunt recunoscuți de apostoli. Și ei merg mai departe. Aș vrea să ne uităm la noi. Noi conștientizăm cine ne-a chemat, cine ne-a răscumpărat, prețul care a fost plătit pentru noi, știm noi cui slujim, și dacă slujim, cei care sunt împotriva noastră, ne-au dat creditul necesar să putem să mergem, să ducem Evanghelia? Bineînțeles, Apostolul Pavel, în slujirea lui, a fost pe o scară mai largă, dar noi ca și răscumpărați, ca și credincioși, ca și pocăiți, ne îndeplinim noi chemarea, îl slujim noi pe Dumnezeu așa cum trebuie, ne înțelegem menirea noastră, noi n-am fost răscumpărați, pentru noi nu s-a plătit prețul, doar pentru noi și atât. Eu, casa mea și în restul să nu mă mai intereseze. Să nu mă intereseze nici de cel din stânga, nici de cel din dreapta. Eu am fost răscumpărat. Pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Domnul Iisus Hristos le-a încredințat ucenicilor o slujbă. Și noi avem scris pe balcon acolo: duceți-vă în toată lumea. Matei, capitolul 28. Marea trimitere. Dacă ei nu își îndeplineau trimiterea, nu mai ajungea cuvântul la noi. Dar este bunătatea Lui
că noi avem și ne putem bucura de acest cuvânt. Pentru că ei și-au îndeplinit misiunea. Și-au înțeles menirea, chemarea lor. Noi ne înțelegem pe a noastră? Ce lăsăm în urma noastră? Ce le spunem copiilor noștri? Ce le spunem vecinilor noștri? Mă uit la Apostolul Pavel. În capitolul 16, versetul 16, ne vorbește despre acel eveniment care s-a petrecut în viața Apostolului Pavel când a fost bătut după ce el a mustrat acel duc de ghicire, bătut și aruncat în temniță. Nu s-a uitat la rănile lui. Nu s-a uitat la temnița în care era. Nu s-a uitat că, știu eu, era mizerie în temniță. Condițiile care erau acolo. Ochii lui erau ațintiți înspre un loc. Și acolo în temniță spune cuvântul lui Dumnezeu că deși era bătut și nu bătut ușor, cu multe lovituri de nuia au fost dat. Au fost aruncați în temniță. M-am gândit oare cum s-o fi purtat acest temnicier cu el când l-a luat de după cap sau de umăr așa de haine și l-a fi aruncat ca pe o cârpă. Deși nu era vinovat. Deși nu făcuse un lucru rău. Nu s-a uitat la el. Ci s-a uitat la cel care îl slujește. Și a înțeles chemarea lui, menirea lui. Și spune cuvântul că era acolo în temniță cu picioarele în butuci la miezul nopții. A început să cânte. Să se roage și să cânte spre cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. M-am pus eu în postura lui. Mi-ar fi fost greu. Nu știu cum aș fi reacționat acum. Știu că nu este ușor. Dar dorința mea este ca să ne dăm silința ca în tot ceea ce facem să mergem mai departe. Și aici aș putea să vă mărturisesc multe lucruri, dar n-aș vrea să vă atrag privirea asupra mea sau să spuneți se laudă sau știu eu alte lucruri. Aș vrea să vă îndrept atenția spre Dumnezeu. Să fac ceea ce a făcut și Apostolul Pavel în capitolul 17. El, când s-a ridicat în mijlocul aeropagului, în acea piață, el n-a făcut altceva decât le-a direcționat toată privirea lor spre un loc, spre un altar care purta un nume. N-a lăsat ca privirea să fie asupra lor. Asupra lui. Și a direcționat privirea spre acel Dumnezeu pe care ei nu-l cunoșteau, dar îl slujeau. Ei se închinau lui. Iubiții Domnului, ne apropiem de textul acesta, de capitolul 17, după ce scapă din temniță, bătut, după o noapte de stat în temniță acolo, de nesom, li se dă drumul a doua zi, ies din temniță, ne spune cuvântul, ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâia pe frați, au plecat. Credeți că s-au dus la ale lor să-și vadă de treburile lor? Nu. El și-a înțeles venirea, chemarea lui, slujba lui. Și s-a dus în Tesaloniceni, ne spune cuvântul. În Fapte, capitolul 17, Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Ei n-au stat, nu s-au uitat la ei, la lipsurile, durerile, la pericolele care... Nu. Ei s-au dus mai departe. Și îmi place de Pavel că ne uităm în Scriptură și vedem că el avea un obicei. Versetul 2 spune Pavel, după obiceiul său. Știți ce a făcut? A intrat în sinagogă.
Trei zile de sabat a vorbit cu ei din Scriptură. Trei zile. Să vorbești doar din Scriptură. Ce obicei vom avea el. Aș vrea acum să ne uităm la noi. Ce obiceiuri avem noi? Când vine timpul să ne întâlnim, care sunt obiceiurile? Care sunt abieturile noastre? Ne asemănăm noi cu Pavel? El avea un obicei să meargă la sinagogă și acolo să vorbească, să-l vestească pe cel care l-a răscumpărat, pe cel care l-a chemat, pe cel care a plătit prețul pentru el. El se ducea acolo să ducă vestea bună mai departe. Iubiții Domnului, ne uităm mai departe în cuvânt și spune cuvântul că unii din ei și o mare mulțime de greci, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. El își făcea lucrarea și erau oameni care se întorceau. Și nu oameni de rând. Aici ne și spune. Femei de frunte. Greci temători de Dumnezeu. Iubiții Domnului, dacă noi ne facem partea noastră, Dumnezeu și-o va face pe-a Lui, cu siguranță. Dar, să știți că sunt și împotrivitori când noi dorim să ne facem lucrarea. Când noi ne încredem în Dumnezeu. Spune cuvântul mai departe că cei care n-au crezut de pismă, versetul 5, iudeii care nu crezuseră, de pismă au luat niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut o gloată și au întărâtat cetatea. Au fost și împotrivitori. Vor fi și acum. Dar să nu uitați, ne înțelegem noi menirea noastră, chemarea noastră. Mergând mai departe, l-am văzut pe Pavel că, deși avea împotrivire, frații l-au luat și l-au trimis. Pleacă, vor să te omoară. Ajunge la Derbe, într-o localitate la 60 de kilometri de Tesalonic. Undeva într-o zonă așa mai retrasă. Acolo Dumnezeu aduce o bucurie și îl înviorează pe Pavel. Îl revigorează în slujirea lui. Și acolo am văzut că Pavel găsește oameni care făceau lucruri bune și ar trebui să le facem și noi. N-a dormit, că era noaptea când ei au plecat. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Derbe, la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagogă. După o noapte de mers, 60 de kilometri, ei n-au făcut altceva, s-au dus direct în sinagogă. Ce obicei bun. Aș vrea să ne uităm la noi. Dacă lucrăm sâmbătă mai mult, sau poate stăm sâmbătă seara mai mult, duminică dimineața ce facem? Când suntem obosiți. Deși dormim, câteva ore bune. Ce facem noi? Rămânem acasă să ne odihnim? Sau avem obiceiul acesta să mergem la sinagogă acolo? Să ne bucurăm cu frați, cu surorile, lăudăm pe Dumnezeu. O, Doamne, dă-ne și nouă putere să avem și să punem în practică obiceiul acesta lui Pavel. Spune cuvântul că iudeii pe care i-a întâlnit Pavel în Berea acolo, aveau o inimă mai aleasă. Erau niște oameni mai deosebiți. Mai deosebiți decât cei din Tesalonic. Versetul 11. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este adevărat. Erau mai deosebiți ca cei din Tesalonic. Erau plini de râvnă, cercetau Scripturile cu scopul să vadă dacă învățătura este bună. Un obicei bun. Doamne, binecuvintează-ne și pe noi cu obiceiul acesta. Pe care îl aveau iudeii din Berea. Să cercetăm Scripturile, să fim plini de râvnă
ca să nu fim amăgiți într-o vreme ca aceasta. Să avem învățătura curată, care vine de la Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. În urmă la ceea ce a făcut Pavel și în Berea, vedem că s-au întors oameni către Dumnezeu. Au crezut în ceea ce le-a propovăduit El. Dar ce credeți? Că potrivnicul i-a lăsat? Nu. Potrivnicul nostru, Satan, știți ce a făcut? A trimis misionarii lui să întărâte și cetatea aceea. Și uitați ce spune versetul 13. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Misionarii potrivnici. Ăștia nu mai atâță tot timpul. Nu vor pace, nu vor propășire, nu vor să vadă că lucrarea lui Dumnezeu merge înainte. Ce îi aduc doar tulburare. Doamne, ferește-ne de lucrul acesta. Amin. Dar trebuie să fim realiști că ne vom întâlni cu ei pe câmpul de misiune. Ne vom întâlni cu ei în slujirea noastră, în implicarea noastră în lucrare. Vor fi oameni ca aceștia care se vor lăsa călăuziți de cel rău, datorită nevegherilor. Doamne, dă-ne putere să mergem mai departe. Mă uit la Apostolul Pavel. Deși atâtea piedici în calea lui de slujire, el nu se oprește. Și ne apropiem de cuvântul care l-am citit. Ajunge în Atena, în capitala Greciei. Loc prin de religiune, filozofie. Un loc aglomerat. Citeam undeva și spunea un poet din vremea de atunci, mai ușor era să găsești un idol decât să găsești un credincios. Așa de mulți erau. Ne uităm în Scriptură ce spune Pavel, le spune lor. Când le-l prezintă pe Dumnezeu, după cum auziți și unii din poeții voștri, auziți? Unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Și ne vom opri și aici. Iubiții Domnului. Mă uit la Apostolul Pavel când ajunge la Atena. Deși era multă forfotă, mulți idoli, el este omul care nu vede decât păcat, păcat în jurul lui. Și superstiție. Mă uit la el, spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când îi aștepta pe ucenici acolo, pe când îi aștepta în Atena, i s-a întărătat Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. N-a putut să stea nepăsător. N-a putut să stea într-un loc. Și știți ce a făcut Pavel? N-a făcut altceva decât s-a dus iar în sinagogă. Și uitați-vă ce spune versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Și în Atena, tot în sinagogă. Tot în sinagogă. Pentru că acolo el se simțea bine. Și-a înțeles menirea lui, chemarea lui, și-a înțeles slujba lui. El trebuia să ducă cu Evanghelia, să ducă mesajul mântuirii. Și trebuia să înceapă de undeva. Și a început în sinagogă. Dar ne spune cuvântul că el n-a rămas doar în sinagogă. A trebuit să iasă de acolo. Iar în piețe să stea de vorbă cu, în fiecare zi, cu acei pe care îi întâlnea. De înțeleg din versetul acesta că noi este bine să avem obiceiul să venim la casa Domnului. Dar noi este de ajuns. Noi trebuie să mergem și în afară. Să ducem și să vorbim cu cei din jurul nostru. Spune cuvântul că filozofii, epicurieni și stoicii au intrat în vorbă cu el. Și îl disprețuiau. El n-a ținut cont că îl disprețuiau oamenii care erau acolo. Mă gândesc că oamenii aceștia, filozofii aceștia, aveau haine frumoase. Aveau haine strălucitoare pe ei. Aveau un anumit mers, un comportament, o atitudine de oameni care cunoșteau ceva. Și când se uitau la Pavel, în hainele care era el, după călătorie, modul în care le vorbea Pavel,
Ne spune cuvântul că îl disprețuia. Ce vrea să ne mai spună palavra Giul acesta? Îl disprețuia. Mă uit la Pavel și pe Pavel nu le interesează disprețul lor. El avea un scop al lui. Să le vestească Evanghelia. Și face lucrul acesta. Îmi place de el că atunci, spune cuvântul că l-au luat toți și l-au dus într-un loc, l-au pus în mijloc, spune-ne ce ai de spus. Pavel, și așa cum am citit, spune cuvântul 22, a stat în mijlocul aeropagului și a zis. În mijlocul lor, era înconjurat de oameni. Și în mijlocul lor, el nu-i jignește, deși el a fost jignit. A fost desconsiderat. Îmi place de el. Are o vorbire aleasă. Și uitați-vă ce spune. Bărbaților, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Putea să le spună, vă găsesc religioși, dar el spune, foarte religioși. Le recunoaște ceea ce doreau ei să vadă ei, cei din jur. Le recunoaște, statutul, cunoștința, tot le recunoaște. Vă văd foarte religioși. Îmi place de Pavel că nu este omul care taie. Știe să se apropie de ei. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Atunci când dorim să vestim cuvântul, să știm cum să începem. Că dacă începem bine, avem toate șansele să sfârșim bine. Dar dacă începem rău, suntem condamnați la faliment, la a pierde. Îmi place de Apostolul Pavel că el se ridică și nu ține cont de ceea ce spun cei din jurul lui. Li se adresează frumos, recunoaște anumite lucruri pe care oamenii le făceau. Și începe să-L vestească pe Dumnezeu. Găsește un motiv. Un motiv pe care să îl prezinte pe Cel care a venit pe pământ, pe Cel care este Creatorul Suprem. Lăudați să fie numele Lui. Așa cum vă spuneam, Apostolul Pavel, conștient că îl desconsiderau, mă gândesc că poate o fi auzit și el ceea ce spuneau cei din jurul lui, palavragiul acesta. El nu face altceva decât le schimbă ochii lor și toată atenția lor către un altar. Un altar care nu avea nimic pe el. Și doar scrie acolo. Unui Dumnezeu necunoscut. Și începe să le propovădească Evanghelia. Știți ce le spune Apostolul Pavel? Haideți să ne uităm în Scriptură. În primul și în primul rând, Apostolul Pavel le spune cine este Dumnezeu cu adevărat. Și ne uităm în Scriptură și vedem. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este acela care a făcut, spune el, a făcut lumea și tot ce este în ea. El este Creatorul cerului și al pământului. Îl prezintă pe Adonai înaintea lor. Mai mult ca atât, el le spune că Dumnezeul acesta pe care ei îl slujesc pe el și ei nu-l cunosc, el nu trebuie să fie slujit de mâini omenești. Pentru că el nu are trebuință. El este Dumnezeu atotputernic, lăudat să-i fie numele Lui. Și găsim lucrul acesta în versetul 25. El nu este slujit de mâini omenești. Știți ce mai face Pavel? Pe lângă că îl prezintă pe acest Dumnezeu care este Creator, îl reprezintă pe Dumnezeu și spune de ceea ce a făcut El și de ceea ce face El într-o vreme ca aceasta. Și găsindu-l la fel în Scriptură lucrurile acestea, în versetul 25, în a doua parte, spune că dă viață, că dă tuturor viață, suflare. El este Cel care dă viața și El dă suflare de viață, lăudat să-i fie numele. Mai găsim în versetul 26, ce mai face Dumnezeu? Ce a făcut? Spune, El a dat anumite vremi, a pus anumite votare. El. Și ce a mai făcut El? El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să umple toată fața pământului.
L-a prezentat pe Dumnezeu ca creator. El a făcut cerurile, pământul, cu tot ceea ce este pe pământul acesta. Le arată că Dumnezeu este Cel care a făcut și încă mai face. Și știți ce le mai spune? Le spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și îndeamnă la pocăință. Le mai spune lor că ei se trag din neam de Dumnezeu. Nu se trag nici din maimuță, nu se trag nici dintr-un zeu care, la rândul lui și el, ajunge și moare. Nu. Noi ne tragem din neam de Dumnezeu. Și argumentează că chiar unii din poeții voștri spun, suntem din neamul Lui. Lăudat să fie numele. Amin. Suntem creația Lui. Mări să fie numele Lui. Amin. Și noi trebuie să ne înțelegem menirea noastră, chemarea noastră. Iubiții Domnului, în al treilea rând, așa cum vă spuneam, Apostolul Pavel le spune ceea ce dorește Dumnezeu. Nu numai că îl prezintă, le spune ce face El, El le spune, știți ce ar vrea Dumnezeu de la voi acum? El știe că voi n-ați știut. Vă închinați la un altar unui Dumnezeu necunoscut. I-au pus ei numele. Dar acum că îl cunoașteți, acum că auziți ceea ce a făcut El și ce face El, El nu dorește altceva decât să vă pocăiți. Și uitați ce spune versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iubiții Domnului, un lucru pe care aș vrea să îl mai punctez și mă apropii de încheiere. În urmă la ceea ce Apostolul Pavel a făcut, în vestirea cuvântului său, aș vrea să vă spun că am văzut și găsim în Scriptură trei categorii de ascultători. Trei categorii de ascultători. Și ne spune versetul 32 și 34. Ne scot în evidență aceste trei categorii de ascultători pe care Pavel i-a avut în vremea aceea. Unii își băteau joc. O categorie. Alții amânau și spuneau, las că asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Amânau. Nu e nicio problemă. Lasă data viitoare. Dar mai sunt o categorie de oameni care au trecut de partea Lui și au crezut cuvântul. Și au pus în practică, s-au pocăit. Pentru că ei au înțeles că Dumnezeu dorește ca ei să se pocăiască. Ei au înțeles că El nu ține seama de vremurile de neștiință. Ei au înțeles că va veni o zi când El va veni să judece pământul. Și va judeca cu dreptate. Iubiții Domnului, au fost dintre cele trei categorii o categorie care au crezut. De multe ori, noi, aș vrea să ne uităm la noi. Noi facem parte, venind aici în locașul de închinare, din aceste trei categorii. Ori venim aici și ne uităm în jur și prin atitudinea noastră, prin felul nostru de a sta aici, punem în stânga, în dreapta, ce nu ne convine un altul. Bajocorim. De multe ori suntem aici și spunem, o, păi, lucrarea asta, sau acum, lasă să mai aștept. Data viitoare, dacă se mai face anunțul, am să ridic mâna și am să mă implic și eu. Amânăm de multe ori. Sunt foarte puțini dintre acei care sunt săritori. Și pun numărul la lucrare. Iubiții Domnului, nu ne rămâne în această zi decât să ne cercetăm pe noi înșine. Să vedem. Ne cunoaștem, ne înțelegem menirea noastră. Aș vrea să ne cercetăm în această zi să vedem. Suntem religioși? Avem o formă de evlavie? Suntem acei care ne înțelegem menirea sau nu ne înțelegem menirea? De ce am fost răscumpărați? De ce Dumnezeu a rânduit frați în jurul nostru? De ce Dumnezeu ne-a înzestrat cu darul? De ce Dumnezeu ne-a dat talent să lucrăm în via Lui? De ce?
Aș vrea să ne cercetăm și să vedem. Ne îndeplinim noi menirea noastră? Venim aici, ne încărcăm din Cuvântul lui Dumnezeu, cunoștințe. Suntem motivați să mergem mai departe să slujim. Punem noi în aplicare. Plecăm de aici. La locul de muncă, vecinii noștri, colegii noștri, prietenii noștri. Îl prezentăm noi așa cum a făcut Pavel. Le spunem despre Dumnezeu Adonai, despre Creatorul. Le spunem lor de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră și de ceea ce poate să facă în viața lor. Le spunem noi lor că Dumnezeu dorește ca ei să se pocăiască. Le spunem noi că va veni o zi când vom sta în fața scaunului de judecată. Ne înțelegem menirea noastră. Aș vrea să ne cercetăm să vedem dacă suntem cu adevărat niște lumini în lumea aceasta. Suntem noi indicatoare spre cer? Răspândindu-i mireasma mântuirii? Și aș vrea să închei cu versetul acesta. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăiți au nevoie de pocăință. Cei nepocăiți au nevoie de pocăință. Am intrat în acest proces al pocăinței. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute. Ca lucrurile care nu le-am știut și nu le-am făcut, Domnul ne iartă. Dar să le punem în practică pe cele care le știm. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.